Eroii români și străini căzuți la datorie în cele două războaie mondiale, precum și eroii Revoluției Române din decembrie 1989, au fost comemorați ieri seara la Biblioteca Județeană Astra din Sibiu prin lansarea lucrării Albumul de Aur al Sibiului. Volumul cuprinde prezentarea monumentelor comemorative din municipiu. Evenimentul a început cu o slujbă de pomenire a eroilor neamului, oficiată de înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, care a subliniat importanța cinstirii celor care și-au dat viața pentru patrie și credință. Însuți prea bunule împărate, prin noi speriții și nevrencii slujitorii tăi, iartă robilor tăi, eroilor și ostașilor români, ce s-au pomenit. Orice au greșit ca niște oameni într-o această viață. Îi avem pe acești oameni minunați. Pe acești oameni care nu trebuie să numai amintiți. Întâi de toate trebuie să ne aducem aminte de ei. Dar să avem conștiința că ei sunt sus undeva, unde Dumnezeu i-a rânduit și le-a primit jertfa lor și jertfa lor se răsfrânge asupra noastră astăzi. E un lucru minunat să avem o asociație a cultului eroilor, dar este lucru minunat să avem în suflet fiecare un act de cinstire față de înaintașii noștri. Volumul scris de profesorul Mircea Cosma și de lectorul Ion Ciobanu este tipărit în trei limbi, română, engleză și germană, și reprezintă un omagiu adus eroilor sibieni căzuți pe câmpurile de luptă. Noi, prin această lucrare, ne-am concentrat doar pe evocare, pe evocarea acelora care trebuie să trăiască în continuare. Ei trebuie să rămână vii. Vor rămâne vii cât vor rămâne în memoria noastră, în conștiința noastră. Vor rămâne vii de fiecare dată când vom reactualiza faptele lor. Ne-am bucurat foarte mult și așa cum am scris și în lucrare, am trăit sentimente deosebite. De ce? Pentru că Sibiul are această caracteristică extraordinară, poate nu știu dacă mai se regăsește într-o altă zonă a țării. Această diversitate a cultelor religioase, această diversitate a așezămintelor comemorative. Evenimentul se înscrie în seria manifestărilor derulate în acest an de Asociațiunea Astra, în cadrul proiectului Memoria personalităților și evenimentelor emblematice din istoria sibiană.